dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o rețetă foarte ușoară de chifle cu mere. 500 de grame de făină, am adăugat 3 linguri de zahăr, o lingură de sare, un plic de drojdie uscate, echivalentul la 25 de grame. Amestec ingredientele uscate. Așa. Și acum, adaug 250 de ml de apă caldă și 100 ml de ulei. Și amestecăm ingredientele. Vom face un aluat uscat de post, fără ouă, fără lapte. Vom împărți aluatul în 10, deci voi face 10 chifle. Aceste chifle se gătesc foarte, foarte simplu, deci mai simplu de atât, nu știu dacă se poate. Așa, am scos 5 și mai scoatem 5. Bun, le palinăm, pentru că facem chifle rotunde. Și e bine aluatul să fie bine strâns. Vă jucați cu el un piculeț. Observați, în aluat am pus mai mult ulei față de alte dăți ca să fie aluatul mai fraged. Chiar dacă este un aluat ospit, el poate fi și fraged. Acum le facem în felul următor. Le dați dimensiunea un pic mai mare decât un măr. Da? Un pic. În funcție de ce fel de mere aveți, cât de mari sunt, atât le aplatizați. Un pic. Atât cât se ne încapă jumătate de măr pe palină. Facem un amestec din 3 linguri de zahăr, o lingură de făină, punem un pic de turmeric, acest amestec îl puteți folosi și la covrici, așa, și adăugăm 100 ml de apă fierbinte și amestecăm rapid. Să faceți și fără turmeric, doar cu apă și cu făină și un pic de zahăr, se poate și fără zahăr. Și dați atunci când sunteți în perioada de post și nu vreți să ungeți cu ou, pâinea, colacii, covrigii și alte copturi. Bun, acum cu această compoziție vom unge toate palinele. Și dăm această culoare galbenă, frumoasă, fără să folosim ouă. Și acum mărul îl curățăm de coajă de semințe, îl tăiem în jumătate și îl punem pe fiecare palină. Vedeți cât de simplu este? Fără nicio durere de cap. În câteva minute gătim cele mai gustoase chifle cu măr. Sau cu mere, avem mai multe, da? Și acum, ce facem? Voi folosi un pic de nucă, este opțional, dacă vă place. Dacă nu vă place, nu folosiți nuca. Vom pune câte o lingură de zahăr, peste fiecare, bine, nu chiar o lingură, presărăm așa, acum cât cade din ea, că e o lingură, că este jumătate. Ideea este să caramelizăm zahărul ăsta la coacere, o să creeze o crustă interesantă. Și se îndulcește și mărul un pic. Așa. Peste toate. Apoi venim cu nucă măcinată.
presărăm un pic. Acum, cum se prinde? Putem să punem un pic și sub măr. Așa, dacă vă place nuca mai mult, se poate pune și sub ea. Lăsăm chifrelele să crească cam 30-35 de minute. Abia după aia merg la cuptor, la 170 de grade, se coc alte cam 25 de minute. E maxim 25 de minute, ele cam în 20 de minute sunt gata. Chiflele acestea sunt foarte gustoase, sunt pufoase, sunt pline de sirop de măr, sunt aromate. Ce poate fi mai gustos de la o rețetă decât să fie simplu, ușor de preparat, ieftin și gustos? Eu vă recomand cu drag, dragilor, să gătiți aceste chifle cu mere, că merită!